Bonda a început să lucreze în poliție în 2019, când a absolvit cu brio cursurile de calificare pentru prelucrarea urmelor de miros. Ca să cardă particule de miros. Am trasat o urmă pe care Bond va trebui să meargă, iar la capătul urmei am lăsat această mânușă pe care Bond va trebui să o semnalizeze. Misiune îndeplinită, am găsit obiectul. Cristi și Bond parcă au fost predestinați să formeze o echipă. Chiar sunt născuți în aceeași zi și în aceeași lună. În ziua când am fost să-l preiau, am observat în documentele acestuia că e născut în aceea zi și aceeași lună ca și mine. În ultimii ani, cei doi au participat la 10 de misiuni pe care le-au încheiat cu succes. De fiecare dată, Bond i-a ajutat pe polițiști să-i depisteze într-un timp record pe infractori. Am avut o spargere la o societate comercială. Bond ne-a condus pe o urmă de miros, iar colegii, pe baza imaginilor, au găsit și autorii. Bond este solicitat să intervină atunci când hoții nu lasă amprente sau alte probe la locul faptei. Câinele polițist ia urma de miros, după care pornește în căutarea tâlharilor. O să-i dau miros din zona aceasta, iar el trebuie să meargă pe urmă și să găsească obiectul. Haideți să vedem. Bun. Bravo. Cristi și Bond fac parte din grupa operativă canină din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Sibiu. Recent, câinele polițist a ajutat la găsirea unui sibian care a plecat într-o drumeție montană și s-a rătăcit în zona vârfului Măgura.